Agențiile de turism se întrec în oferte de ultim moment foarte avantajoase. Dacă nu aveți planuri pentru concediu și bugetul este unul de criză, atunci este momentul să profitați de ofertele last minute și să mergeți câteva zile în Turcia, Grecia sau Bulgaria. Hotelierii fac reduceri consistente de ultim moment, iar agențiile le rezervă foarte repede și asta pentru că locurile sunt limitate. Dacă vă hotărâți acum să mergeți în concediu, atunci cu puțin noroc găsiți un sejur de 7 nopți în Grecia, pe insula Corfu, cu doar 219 euro pentru 3 persoane. Prețul include transport și cazare. Vecinii noștri de peste Dunăre oferă cazare la hotel de 3 stele cu all inclusiv la 37 de euro pe noapte, asta însemnând 259 de euro de persoană pentru un sejur. Solicitarea pentru ofertele speciale din această perioadă este foarte mare. Locurile sunt limitate pentru aceste oferte. Cea mai solicitată ofertă este pentru Grecia, ofertă plătește 1 și merg 3. Bulgaria are un tarif care pleacă de la 37 de euro hotel de 4 stele cu all inclusiv. Iar pentru Antalya avem oferte pentru hoteluri de 5 stele, unde pleacă tarifele începând de la 525 de euro. Turcia rămâne în topul destinațiilor de vacanță și anul acesta. În Antalya, la un hotel de 5 stele cu all inclusiv, se poate merge acum cu 440 de euro.